Bună ziua, doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit. Suntem la Gojul în direct, alături de mine în studio este primarul de la Roșia de Amaradia, domnul Liviu Cotoșman. Bună ziua, bine ați venit, domnule primar. Bună ziua și dumneavoastră și ascultătorilor și mulțumesc pentru invitație. Mulțumesc tare mult că ați acceptat invitația noastră, sigur și membru al Partidului Național Liberal, pentru că în această emisiune veți îndeplini și calitatea de membru PNL Gorj. Aș vrea să specific faptul că a fost invitat și cineva de la Partidul Social Democrat. Sigur, invitația nu a fost onorată. Probabil că este de înțeles de ce unii membri PSD nu vor să apară acum. Din cauza ceea ce se întâmplă cu fostul lider social-democrat Victor Ponta și un scurt comentariu, pentru că sunt foarte multe alte subiecte pe care le vom discuta în această emisiune, domnule primar, și știți bine la ce mă refer, la modul în care, iată, se coagulează un grup de primari PSD pentru a susține un anumit candidat, adică domnul Ion Iordache, fostul primar de la Turceni, fost membru al Partidului Național Liberal, nu este în PSD acum, dar se pare că vreo 20 și ceva de primari, 25 de primari, semnează acum un protocol de susținere pentru Ion Iordache, candidat la alegerile parlamentare. Nu se știe dacă de la PSD, independent sau susținut de alte organisme politice. Așadar, cum vedeți ceea ce îi se întâmplă lui Victor Ponta? Pare așa cumva cu stă cu ața albă, evenimente petrecute în 2012. Acesta a fost prezent la DNA Prahova. S-a luat măsura controlului judiciar asupra lui Victor Ponta pe o perioadă de 60 de zile, fiind acuzat de complicitate la infracțiunea de spălare de bani și i s-a imputat faptul că ar fi intervenit prin calitatea pe care a deținut-o pentru sine sau pentru alții, ar fi obținut bunuri sau foloase necuvenite, domnule primar Cotoșman. Cum comentați? În primul rând e știre bombă, știrea momentului de breaking news, așa și cred că și este presa tratată, națională, sigur. Da. Ce e de mirare că tocmai din 2012, aici e un pic așa cusută cu ața albă, în principiu e ok că justiția își face datoria, până la urmă astfel de întâmplări, nu trebuie să mai țină știrea momentului și cu alte dăți, și aș face referire la altceva. Se practica în ultima perioadă, ca să obții un loc eligibil pe o listă de partid, trebuia să și cotizezi financiar sau, mă rog, să ai anumite avantaje tu, cel care conduci formațiunea politică. Până la urmă, pe listă trebuie să apară oameni cu notorietate, oameni care aduc un plus valoare partidului și, de ce nu, coagulează în jurul lor electorat, pentru ca formațiunea respectivă să obțină scorul contant. Și acum fac legătura între ce spuneați dumneavoastră, trecând la subiectul 2, acela cu susținerea primarilor, a domnului Ion Iordache. N-am idee ce se întâmplă în perioada asta. Din presă am cules o informație, așa cum și dumneavoastră mi-ați relatat-o în momentul acesta. Dacă mă întrebați personal, exclus să susțin o astfel de candidatură, îmi susțin candidații mei, da, al Partidului Național Liberal, și cred, și aici vreau să ajung, că nici primarii PSD nu vor ieși din directivele partidului, și dacă partidul nu-l dorește candidat pe un loc eligibil pe Ion Iordache, câte semnături ar da primarii, o să vedeți că nu se va întâmpla așa. Și eu știu că orice primar e loial ca un soldat credincios partidului și cu siguranță va face ce va cere partidul. Deci Ion Iordache va fi candidat numai dacă partidul vrea, nu neapărat că ar păi vrea numiți primar. Cine a zis că nu vrea? Bine. Având în vedere evenimentele de acum, posibil să avem întorsături și de genul acesta. Ați luat-o pe repede înainte. Imediat vorbim. Este o situație fără precedent în Gorj, modul în care primarii vor să se impună cu privire la un anumit candidat. Nu s-a mai întâmplat, trebuie să recunoașteți, sunteți primar de mulți ani, acest lucru nu s-a mai întâmplat în Gorj. Partidul, primarii dintr-un anumit partid politic să acționeze, poate, împotriva voinței conducerii acelui partid. Și la modul acesta la care se întâmplă lucrurile în această perioadă. Dar spuneați că e cusută cu ața albă și recunoșteați cumva că e cusută cu ața albă povestea lui Victor Ponta. Adică faptul petrecut în 2012 iese acum la iveală, tocmai când Victor Ponta este cumva într-un conflict cu președintele Partidului Social. Asta îmi pare rău, vă pun să comentați o situație dintr-un partid din care dumneavoastră sigur, nu faceți parte, sigur. Dar probabil că în calitate de om politic
vă permiteți să faceți aceste scurte comentarii. Vine povestea asta cu șpaga primită de Victor Ponta, vă 220.000 de euro, de la Sebastian Ghiță, că despre Ghiță este vorba, pe el l-ar fi pus pe un loc eligibil la Prahova. Vine tocmai în contextul acesta. Victor Ponta, certat cumva, în relații foarte proaste cu Liviu Dragnea. Dar în relații bune cu Sebastian Ghiță, ca să fac o completare. În relații bune, da, au rămas. Frățești, sunt prieteni, frățești. Sunt prieteni de o viață. Putem să spunem că sunt frățești. Așa. De se vorbește despre plecarea lui Victor Ponta de la Partidul Social Democrat. Se vorbește despre plecarea la Partidul România Unită, sau spun cei de la ALDE, domnule, dacă este să plece din PSD Ponta la noi, va veni, nu se va duce la PRU. Se leagă lucrurile, în opinia dumneavoastră, de povestea cu Liviu Dragnea, de faptul că unii nu-l vor sub nicio formă pe Victor Ponta, candidat și în 2016. E clar că Liviu Dragnea încearcă să fie o mână de fier în partid și, având în vedere faptul că într-o eventualitate ajungerii la guvernare Ponta ar râpni din nou postul de premier, cred că sunt bătălii interne. Asta, așa se interpretează lucrurile. Ponta a simțit lucrul acesta, de-aia caută să-și creeze o altă formațiune politică, să-și arate valoarea, adică ducându-se într-un partid gen PRU, așa cum a afirmat presa în ultima perioadă, își testează forța și cu siguranță vrea să arate colegilor de partid, în special domnului Dragnea, care e valoarea lui personală, ca să zic așa, că până la urmă venirea lui Victor Ponta la PRU ar crea așa o mișcare către dumnealui, favorabilă PRU, da. Dar zic eu, electorat de la PSD, și vrea să-i arate lui Dragnea cine e mai tare, ca să zic așa, mai pe românește, într-un limbaj mai popular. Lucrul acesta nu face altceva decât să știrbească grav imaginea PSD-ului și în contextul în care chiar se duce acolo, cu siguranță scade în sondaje PSD-ul, că alt electoral nu va fi decât cel de la PSD. Bine, deci Liviu Dragnea spune așa, nu vei fi de la PSD, nu vei fi de la PRU, nu vei mai fi deloc. Sau cum? Nu, a coincis. Aici au declarațiile sau cuvintele astea scoase într-un moment delicat, au coincis cu ce îi se întâmplă lui Victor Ponta. E clar, adică, că nu cred că... Trebuie să recunoașteți faptul că Liviu Dragnea nu și-l dorește pe Ponta în partid, dar nici plecat nu și-l dorește. De acord. Spuneați și dumneavoastră că odată plecat Victor Ponta, inevitabil va pleca și cu un anumit procent din PSD. Nu va fi unul foarte mare, nu va fi procent de 20%, cum preconizau unii. Sigur că nu va fi atâta, dar va fi un procent bun cu care Ponta pleacă, capital electoral. Cu două cifre, cu siguranță. Așa, plecat la altă formațiune politică. Nu-și permite Liviu Dragnea luxul acesta în pragul alegerilor parlamentare să se lepede de un personaj precum Victor Ponta. Și mai comod e să nu mai existe deloc. Ziceți că ceea ce îi se întâmplă acum lui Victor Ponta îl afectează, îi aduce prejudicii de imagine? Îi scade valoarea politică? Lui Victor Ponta? Da. Categoric. Și în contextul în care nu i se întâmpla ce i s-a întâmplat azi, avea un cuvânt de spus în condițiile în care și alți parlamentari de la PSD îl urmau pe Victor Ponta, dar după ce s-a întâmplat astăzi, și având în vedere că sunt 60 de zile control judiciar, nu știu ce se va întâmpla după, vin alegerile, oricum e clar că imaginea e afectată. Bine, probabil că va avea drastic dreptul să conteste această decizie a procurorului din Prahova. Până la urmă că... am făcut în conjurul României știrea așa aceasta e de breaking news. Asta și era ideea, da. În mintea oamenilor s-a întipărit acolo că iată că și Ponta e unul dintre politicienii infractori, așa putem declara acum. Până la urmă Ponta are dreptul de a contesta și ea și scoate în evidență nevinovăția. Dar până atunci, în momentul de față, justiția a spus ce a spus, l-a pus sub control judiciar și ca atare Victor Ponta are prerogativele și de deputat și de om politic un pic știrbite. Da. Ziceți dumneavoastră că după această poveste, Victor Ponta s-a înscris oficial la Gorj în cursa pentru alegerile parlamentare. A trimis documentația necesară, deci va fi supus analizei membrilor biroului permanent Comitetului Executiv al Partidului Social Democrat de aici, de la Gorj. A fost o cacealma. A fost o cacealma? Așa zic. A fost o cacealma din partea premierului. El era conștient că va pleca, încerca să forțeze un pic lucrurile, să dea de înțeles că va rămâne în PSD. Era ca și plecat din PSD. A făcut o mișcare, zic eu, de un politic și nimic altceva, doar a depus documentele, dar gândul lui era la altă formațiune politică. Dacă analizăm declarație cronologică, să vedeți când dați dreptate,
nu-și dorea să rămână pe lista PSD la nivelul județului Gorj, pentru că își formase deja o opțiune și prietenul dumnealui, Ghiță, deja a încercat să aducă la cunoștință opiniei publice că odată cu plecarea dumnealui vor veni și alții și în special Victor Ponta. Spunea la începutul emisiunii de relația aceasta de frățenție între cei doi și cu siguranță lucrurile așa evoluau. La un moment dat Dragnea, și acum privesc lucrurile așa, nu ca un politic, ca un fel de analist politic, Dragnea simțind că Ponta va face pasul acesta, în ciuda faptului că și-a manifestat intenția de a candida la Gorj, încerca să-l promoveze pe funcția de președinte al Camerei Deputaților. Dacă analizăm un pic declarațiile din presa națională, concluzia asta a fost că încerca să-l susțină în ideea de a-l ține în partid. N-a reușit. Păi dacă vrea să facă ceva pentru Victor Ponta, Dragnea a avut tot timpul la dispoziție. Avea tot timpul la dispoziție, numai că majoritatea devenise șubredă și lucrul acesta presupunea anumite discuții, anumite înțelegeri cu parlamentarii, fie și de la alte formațiuni politice, nu de la PNL, de la alte formațiuni politice, pentru a crea majoritatea asta ca să-i permită să-l instaleze pe Victor Ponta. Numai că relațiile s-au tensionat de la zi la zi între cei doi și, așa cum și dumneavoastră știți foarte bine, Ponta și-a manifestat intenția de a părăsi partidul. Numai nu, că iată nu, că n-a zis-o niciodată cu subiect și predicat. N-a zis-o cu subiect și predicat. Mă rog, mai încercau cei de la PSD să zică nu se poate, Victor Ponta a declarat clar că rămâne PSD. A spus prima mea opțiune, o PSD, domnule, dar n-a spus singura opțiune. Ieri alaltăieri a participat la ședința PRU. Da, da. A participat. E dovadă de certă. La grupul PRU din Camera Deputaților. Da. De ce s-a dus acolo? Adică dumneavoastră dacă ați auzit că eu m-aș duce la un partid politic. După Finu, după prietenul Ghid, după Finu de la Mehedinți, pleca la PRU, după prietenul Ghiță probabil a vrut să-i vadă așa și mai... Și în momentele presă. Astea, când presa abia aștepta acolo o picătură... În mod evident picătură, este o ruptură în Partidul Social Democrat, nu știu cât de gravă este pentru PSD, ceea ce se întâmplă în momentul acesta, deoarece, repet, plecarea lui Victor Ponta din PSD scade din procentele Partidului Social Democrat. Rămâne de văzut dacă Victor Ponta va pleca la PRU după tot ceea ce s-a întâmplat astăzi de dimineață, după controlul judiciar impus de procurorii de la Prahova. Rămâne de văzut dacă Victor Ponta reușește să-și reabiliteze imaginea, astfel încât, odată plecat la o altă formațiune politică, să-i dea plus valoare. Nu va mai avea timp. Nu va mai avea timp? Nu va mai avea timp la alegerile acestea, e clar. Imaginea lui Ponta va fi compromisă aproape în totalitate. Ca un acum, politic... Acum, ziceți noastră că acțiunile astea DNA-ului mai au efectul scontat, efectul Năstase, nu eu, mai au efectul Năstase. Eu n-aș vrea Năstase, să cred că acțiunile DNA-ului sunt în momentul de față doar pentru a scoate pe cineva dintr-o bătălie politică. Cum refuzați să credeți asta? Deci n-aș vrea să cred că ăsta e adevărul. Și bine, dar nu dă bine și nu e normal să se întâmple lucrul ăsta. Doamne, dacă se comite o infracțiune, luați-l atunci. Da, lucrurile nu coincid acum. Toată lumea întreabă de ce. Ați văzut cât de repede l-au rezolvat pe Liviu Dragnea? Recunoașteți și dumneavoastră că au fost foarte prompți. Eu când zic, s-au pronunțat în dosarul lui Liviu Dragnea, zic, au fost oamenii au fost de o promptitudine extraordinară. Poate că a fost coincidență și atunci ca da, și probabil. Acum. Da, probabil. Dar la Victor Ponta, sigur. Timpul, trecerea timpului, după ne va dovedi care e adevărul. Eu vreau să cred în justiție. Eu n-aș vrea să le induc ascultătorul și telespectatorul noștri ideea că justiția nu-și face treaba. Nu, Doamne ferește, vorbim de procurorii DNA... Dar trebuie să recunoaștem cu toții că e un abuz în perioada aceasta împotriva celor care au comis fapte, eu știu și eu, de acum nu știu câți ani și mult mai mult de 2012 în jos, vin ei și ne arată unele chestii. Părerea mea este că dacă își fac treaba cu seriozitate și o fac destul de târziu, dar e bine și atunci, dacă lucrurile nu s-au întâmplat așa cum a trebuit la momentul respectiv, cineva trebuie să plătesc. 2012-2014 nu e nicio perioadă așa prea îndepărtată. Păi nu e. Pare ok. Numai că, repet, deci nimeni nu-și dorește okay, că... Pentru că eu sunt convinsă că ei știu de faptele astea din 2012. Și vedeți dumneavoastră, instrumentarea unui dosar... Eu nu-i bănuiesc dosar, pe oamenii legii, pe procurorii DNA de lipsă de informare, da? Să ne înțelegem foarte bine. Oamenii ăștia știu tot ce mișcă. Problema e când ia măsura. Tocmai asta vreau să vă spun, că probabil a auzit undeva prin 2013 și până a instrumentat dosarul, până a strânge probe informații, a ajuns să răm. 2-3 ani mai trec. Da. A văzut și un proces civil, așa, un cetățean, se judecă 5-7 ani până a rezolva cauza. Niciodată pe fapte de genul ăsta. De acord, dar e o chestie asemănătoare. Asta care durează, e o chestie asemănătoare, da. Bine,
Ca din să punct nu de vedere zică... actului justiției, la asta mă refer, da. Ca să nu zic ascultătorii și telespectatorii noștri că atunci când vorbesc despre 20 ceva de primari care îl susțin pe Ion Iordache, candidat la alegerile parlamentare, să nu zică oamenii că vorbesc fără un fundament, o să rog colegii mei din regie să difuzeze un material pe care noi l-am o înregistrare audio cu domnul Sorin Bucurescu, primarul de la ajutați-mă, vă rog, Slivilești, pe domnul Bucurescu, primarul de la Slivilești, membru al Partidului Social Democrat, un om foarte vocal în PSD, care ne-a declarat, vă invit să ascultați ce. În cazul în care domnul Iordache va candida, eu știu, ca independent, îl veți susține? În cazul în care va candida, va avea toată susținerea mea și când spun toată susținerea mea, nu mă refer numai la localitatea Slivilești, mă refer la întreaga zonă din bazinul Jil. Ați mai vorbit și cu alți colegi de-ai dumneavoastră primari din zonă, sunt de aceeași părere? Am vorbit în acest moment, am discutat în jur cu un număr de 25 de primari. Acum, chiar în acest moment, sunt în drum spre primăria Cătunele pentru a discuta și cu primarul de acolo pentru a-i explica cât de important este să avem un deputat în Parlamentul României din această zonă. Pentru că dacă ne uităm în urmă, observăm faptul că noi, această zonă a județului, nu am avut deputat din această parte și a contat foarte mult în relația cu Ministerul Dezvoltării și alte ministere acolo, de acolo de unde trebuie să obținem proiectele. Eu cred că singurul care este în măsură să ajute, să sprijine și un om bătăios pentru localitățile din zona respectivă este domnul Iordache. Veți semna un protocol dumneavoastră cei 25 de primari pentru susținerea domnului Iordache? Acest protocol este în curs de a fi semnat. Așa cum vă spuneam, în acest moment aproximativ 20 de primari din această dimineață am discutat inclusiv cu primarul de la Stamarinești, cu primarul de la Văjulești, urmând ca în cursul zilei de astăzi, cel târziu până mâine, să discutăm încă cu 7-8 primari, să ajungem la numărul de 25. Eu consider că atunci când un candidat are susținerea a aproape jumătate din primarii unui partid, cred că merită să fie pus pe listă. Dacă nu, cu siguranță lucrurile aici nu vor sta chiar cum ar trebui să fie. Da. Am revenit în studio, domnule Cotoșman. Ați văzut, ați ascultat declarația domnului, înregistrare realizată de colegul meu Iulian Țimpea cu primarul Sorin Bucurescu de la Slivilești. Spunea domnul Bucurescu foarte clar, domnule, vă îl susținem pentru că explicația a fost următoarea, îl susținem pentru că ne dorim foarte mult să avem și noi un reprezentant în Parlament, un reprezentant din rândul nostru al primarilor în Parlamentul României și mai ales bazinul Jilt susține o persoană pentru că niciodată din zona respectivă nu a fost un reprezentant în Parlamentul României care să le susțină interesele. Dacă este să ascultăm această explicație, este pertinentă, da? N-au avut până acum și întotdeauna zona aia a fost cumva vitregită de aleșii noștri din județul Gorj. Pe de altă parte, domnule primar, cum vedeți situația? Încurcate sunt căile domnului. Eu cred că PSD-ul e într-un moment de slăbiciune totală, atacat pe două flancuri și de primari și plecat ce se întâmplă lui Ponta, dar n-aș crede că într-un final primarii PSD, cei 20 care așa se anunță că sunt în jur de 25 de primari vor, vor reuși să impună un candidat al lor, persoana lui Iordache. Nu cred lucrul ăsta că se va întâmpla. Nu știu ce se întâmplă cu conducerea partidului. Până la urmă e o decizie care trebuie luată la nivel de partid, de organizație județeană. Nu mai au domnul Cârciumar, nu mai are niciun cuvânt de spus, că mă gândesc că toate lucrurile astea se stabilesc în interiorul partidului, se votează într-un PPJ, așa cum orice formațiune politică care se respectă procedează. Nu cred, eu personal nu cred și o să vedeți că am dreptate că Ion Iordache va fi candidatul surpriză al PSD-ului susținut de primari. PSD-ul va avea o listă de candidați aprobată în birou și dacă PSD-ul vrea ca Ion Iordache să fie candidat, va fi. Nu neapărat că vreo câțiva primari. Eu zic că mâine dacă luați declarații la alții, o să vedeți că vor fi mai așa, mai resemnați, nu vor mai avea elanul ăsta și culmea a nimerit unul din primarii vocali care mi-aduc aminte și înainte de alegerile locale și a manifestat intenția de a părăsi PSD-ul și cu greu l-a convins domnul Călinoiu. Iată că nu i-a ieșit, mă rog, ce rugăminți sau ce dorințe avea dumnealui ca primar,
De unde știți ce doriți? Pentru că știu discuțiile astea înainte de alegerile locale, din presă, bineînțeles, să nu interpretați altceva, că păi nu am analizat exact presa la momentul respectiv. Nu, domnului Sorin Bucurescu. Scot în evidență că Sorin Bucurescu, la un moment dat, înainte de alegerile locale, vrea să părăsească PSD-ul. Și colegi de-ai dumnealor au declarat în anumite anturaje că l-a convins domnul Călinoiu să rămână, că imediat în perioada următoare îi va satisface probleme pe care le-a ridicat. Mă rog, nu știu dacă sunt interese personale sau ale comunității. Până la urmă, un primar știe el ce are de făcut pentru comunitatea lui. Dar, repet, ați nimerit unul din primarii care are o altă voce acum. Avem un ascultător. Astăzi, mâine nu va mai fi vocea. Nu știm. Avem un ascultător. Bună ziua! Bună ziua! Vă ascultăm, da, bună ziua! Bună ziua și din partea mea, vă salut. Da, și uitați că, de exemplu, acum domnul cine vrea să candideze la când la deputat, când la senator, mai ales la senator, ca să nu deranjeze pe domnul Călinoiu. Vedeți, asta e de răsplată pentru minerii ce au cotizat bani la PSD-ul. El a fiind la PSD-ul vicepreședinte. Da. Dați seama, trebuie răsplată, așa să merge aici, așa la noi în țară. Păi stați puțin, de că încă nu a fost spate, domnul... Băgat în fața, nu deranjăm pe domnul Călinoiu, că, da, vedeți, s-a dus la dânsul acasă, probleme din astea. Deci, iar noi, oamenii care muncim, Sunteți angajat în complexul energetic Oltenia? Păi, vă dați seama și cum vedeți candidatura domnului Ciurel? A pierdut foarte mult. Uitați-vă, da? Noi am făcut greve, ce să facem cu deputați, cu senatori, care nu ne reprezintă în Parlament? Nimic. Jos, ăsta e terminat. Da. Nu au făcut legi, nu au făcut nimic, ce să facă? Să vină să dea când la deputați, când la senatori, că domnul Ciurel vrea să facă zacuscă, că nici de aia nu se pricepe. Deci nici de aia nu se pricepe. Și bate pur și simplu, bat joc de oameni. Da, deci, pur și sigur. Simplu, bat joc de oameni. De ce să... ca să venim acolo, ca să nu vrem voturile și după să stea bine mersi în Parlament să doarmă. Vă dați seama, am făcut alegerile pentru 300 de parlamentari în loc de 500. Și tot nu s-a rezolvat. Este o acuzație pe care o aduceți strict parlamentarilor PSD sau în general parlamentarilor? E important de specificat. Cam în general. Când se apropie alegerile, începe să dea. În CEO, dar altă... întreprindere nu mai e decât CEO. Dacă se duce CEO, se duce tot gorjul ăsta. Păi cred că trebuie să le mulțumim faptul că realizează acest pericol major care există în județul Gorj, acela că dacă pierde complexul energetic Oltenia, se duce totul pe râpă. Păi doamna, știți? Când e un prim pas, realizează lucrul acesta. Ei pe asta se bazează, da, că, vedeți doamna, că au 15.000 de voturi acolo, da, lângă 15.000, da, de voturi, mai sunt și soțiile, mai sunt și copii. Sigur, și sigur. Așa, și neamurile și rudele. Pe orizontală se... Vă înțelegeți? Da. Acum, bine. Vă dați seama, am pierdut foarte, foarte mult. Uitați-vă că nu avem nicio problemă, dar trebuie să faci și la noi. Lui de 8 ani de zile, noi nu am mai mărit de salarii. Iar dânsii au urmat. Uitați-vă cât au un primar salariu. Iar noi muncim... Ne spune domnul Cătășman? 42 de milioane. Deci, e prin hotărâre de guvern. Deci nu a foarte... Salariul primarilor, spune e domnul 42 Cătășman, de milioane. 4.200 de lei? Așa, nu e. Da, la o localitate de gradul 2. Și eu câștig 18 milioane. Da. Care da. E diferența? Da. E, este o diferență, dar sigur că este incorrectă diferența. Din 2008 nu am mai avut un salariu, măcar nici inflația, an de an. Da. Contribuie cu inflația, an de an. Domnul Ciurel ne-a tăiat. Deci au făcut, uitați-vă și cu neamțul care a venit pe companie, nici măcar cum de la selectat, nu pot să înțeleg cum l-a selectat, dacă nici măcar limba engleză nu o știe. Aveți dreptate. Un om care mai bine mi-a angajat, cum fi nu s-o fă dacă știe engleza. Dar dânsul, pe ce face, mai angajat și un teatrator? Pur și simplu un om, da, nu mai am ce să cuvinte să spun. Aveți dreptate. Deputați și senatori ne bați joc de noi. Ei nu au făcut nimic în gorjul ăsta. Nu vă rămâne decât să fiți foarte atenți, stimatei ascultători. Nu vă rămâne decât să fiți foarte atenți la alegerile din decembrie 2016. Pe cine puneți ștampila? Bine, vă mulțumesc mult de tot pentru intervenție. O să aibă probleme, domn Pota. O să mai iese mai multe la nivel.
Da, așteptăm să vedem ce zice instanța. Mulțumim încă o dată, vă dorim o zi bună. Mulțumim că ați intrat în direct. Așa este, așa este. Laurențiu Ciurel și-a manifestat sigur intenția de a candida, dar spune domnia sa că se bazează pe un val de simpatie după ce au venit tehnocrații și de la care recunosc că aveam așteptări. Recunosc că aveam așteptări de la tehnocrați, de la guvernul tehnocrat, de la conducerea complexului energetic Oltenia. Sus, doamne, dacă se vorbește de atâta vreme de, vlăguirea complexului energetic Oltenia, vină ăștia care sunt tehnocrați, dacă sunt numiți de director, de ministrul Grigorescu, susținuți de ministrul Grigorescu, și fac lucruri bune după ce a nenorocit Ciurel compania asta. Păi nu s-a întâmplat, lucrul ăsta. Da, numai că de acord cu dumneavoastră și eu cred Ciurel că tehnocrații, se bazează teoretic pe ceva sunt palpabil. Cu cuvântul profesionist. Păi sunt profesionist în ceea ce fac. Numai că la Gorj, asta e, zic eu, neșansa noastră a gorjenilor de a simți că se întâmplă lucruri frumoase. La Gorj e condus complexul tot de oameni politici, nu de tehnocrați. Păi cum de politicieni. Spuneți cumva că vine PSD-ul și în continuare trage frâiere? Eu scot în evidență că atât domnul Călinoiu cât și Cosmin Popescu la un moment dat au spus că îl susțin pe domnul Ilie. Domnul Ilie este interimar. Domnul Ilie recunoaște deci, că nu ia decizii. Cum să nu ia decizii? Ce păi decizii? Și atunci cine nu, ia decizii? Deci femeia ia decizii de servici acolo? Nu ia decizii, ia decizii majore. Nu ia deciziile majore le ia în cadrul unui consiliu director. Bine. Acolo e problema, domnule, că nu reușesc să se strângă în consiliul director. Domnule Cotoșman, funcționarea complexului energetic Oltenia, fie ea și din inerție, merge. Că ar fi Ilie, că ar fi femeia de serviciu, această funcționare merge în continuare. Ceea ce trebuie noi să recunoaștem și să ne îngrijorăm este că nu sunt luate decizii sănătoase pentru viitorul îndepărtat al companiei. Și asta din cauza faptului că nu există oameni autorizați să-i facă asta. Ilie Ciobotăric a fost interimar, deși Ciobotăric și-a asumat o serie de decizii care îi depășeau forța pe care o avea în cadrul companiei. Iar Ilie nu face lucrul acesta în mod pertinent, evident, nu are autoritatea necesară, da? Este interimar, nu poate să revoluționeze compania din poziția pe care o deține. Este vina ministerului care nu grăbește procesul de selectare a supraveghetorilor și a membrilor directoratului din cadrul complexului energetic Oltenia. Da, asta este realitatea, se restrâng până la urmă asupra noastră, a angajaților în primul rând din cadrul complexului energetic, pentru că ei suportă consecințele și așa cum bine a spus ascultătorul nostru care a intervenit adineaurea, ei n-au mai simțit că sunt luați în calcul, sunt luați în seamă și când mă refer la lucrul acesta, scot în evidență remunerarea aia financiară. Da. Omul pleacă de acasă pentru un ban. Adică, dom'le, și anul trecut și acum poate că muncesc la fel, numai că inflația e mai mare, prețurile au crescut, nu simt nimic la salariu. Și vrea la un moment dat să scoată în evidență, eu am concluzionat lucrul ăsta, că, dom'le, când vin alegerile, toată lumea vorbește despre complex, pentru că țintesc electoratul. Tot se erigează în salvatoria companiei. Da. Hai să fim serioși. Iar după ce trec alegerile, și la locale și la parlamentare, nu mai face nimeni nimic, nu se mai implică nimeni cu nimic, da. Și lucrurile merg așa cum spuneam adineaurea, pe făgașul normal din inerție, vin alegerile, încercăm să mai scoatem în evidență ce nu făcu ăla, ce n-au făcut ailalți, să dăm vina pe unul pe altul, dar împreună noi cei care avem funcții în județul ăsta, ar trebui să punem umărul și să facem ceva constructiv care să ducă până la urmă la creștere, la bunăstarea nivelului de trai. Scot în evidență, numai un pic, mă scuzați, numai ca primar câte probleme am ridicat atunci când ne-am întâlnit, când se organizase la un moment dat întâlniri cu aleșii locali din zonele miniere, unde ridicam probleme nu numai de administrare, și probleme care țineau efectiv de activitatea complexului energetic Oltenia. Eu n-am să înțeleg niciodată cum s-a ajuns în situația ca în baza, în urma unei hotărâri judecătorești de refacerea locuințelor, complexul energetic să plătească atâtea miliarde, 3-4 milioane de euro, despăgubiri, doar penalități, că n-a pus domnul Ciurel în aplicare o hotărâre. Pierderea aia cine o suportă? Statul? Este adevărat. Noi? Deci, este adevărat. Deci bine. Ce se întâmplă în județul ăsta? Alternativă n-avem. Vorbea domnul Ilie aseară într-o intervenție telefonică la colegul meu în emisiune, la Eugen Măruță, la Întrebările Zilei,
și spunea că ar vrea să investească în reabilitarea grupului 5 de la Rovinari. Da? Ar fi vreo 500 de milioane de lei, bani de la bugetul companiei, care ar putea merge în reabilitarea acestui grup. Dar vine următoarea problemă, apare următoarea problemă. Trebuie să se întrunească Consiliul de Supraveghere și să aprobe această sumă. Păi unde? Noi nu avem, avem un Consiliu de Interimar. Da. Interimar, sunt cum poți să-și asume o asemenea decizie? Dar mai avem un ascultător. Și interimar, dar... S-o facă. S-o facă. Bună ziua, sigur. Ne auzim? Romele. Vă ascultăm. Bună ziua, domn primar. Să trăiți și dumneavoastră. Referitor la domnul Ponta. Da. Domnul primar, eu sunt pensionar din 92. Neavând posibilitate să fac altceva, stau și urmăresc televiziunile astea din toate colțurile. Domnul Ponta, venit doamna, cu lege ce-a sămănat. Din cauza lui dâns s-au oferit multe personalități, precum Șova, Corlățean, domnul Ioană, l-a avut mâna întâi la prezidențiale, da? Ce a făcut? Când a ieșit președinte, a dat afară că n-a luat. Dar dânsul 2014, când a luat președinte și n-a plecat. A plecat după. Deci, vedeți, în continuu spunea că Băsescu va fi arestat. Uite că se apropie 2 ani și Băsescu liber. Cred că se duce dumnealui în locul lui. Și cu doamna Udrea, pușcărie, pușcărie. N-a știut altceva decât să fure titlul de doctor, să facă numai prostii. Vorbește numai la mișto, da, ca domnul Stase. Nu le pese doar pe domnul Stase, care e un mare doctor în toate cele. Uite că a mers fără el. Am un pe Joană, merge fără el. La domn primar, domnule, eu vă spun să-i stau cu ochii pe televizor. Știți că vreo primar a fost dus în cătușă la, la parchet? Datorită cui? Hai, legătura, făceți-o. Da. Ne-a da. Dus tine, domn primar. Exact ce. Da, da. Și sunt surprins, sunt surprins plăcut de ce spuneți dumneavoastră. Toate alea file. Vedeți cum se leagă? Se leagă trebuie. Nu mai un om stean, adică un român care nu gândește și nu vede, nu-și dă seama ce e țara asta. Păi ăștia ne-a condus doi de tale spraful. Eu spus ei, îți vă spun până în 40. 50 a adus primarul comun din Valea Jiurilor. Dar era mai bun ca mult acum. Mai mult. N-avea diplome, dar avea altă frică în ei. Înaintea fură neștire, să susținem. Dar eu vă spun să-i faceți legătura. Vă mulțumesc. Și noi vă mulțumim, vă mulțumim că sunteți alături da. De noi. Sunt surprins plăcut de declarația unui pensionar, da. Că de obicei pensionarii au alte poziții. Iată că un pensionar tânăr, pot să-i spun că e tânăr, cu o mentalitate, nu, o viziune tânără. Scoate în evidență... Nostru este până un la urmă, observator, credeți-mă. Exact, până la urmă a vrut să spună că cine s-a apăgurat pe altuia cade singur în mine. Da. Nu, bine, e o regulă a marilor lideri politici, dar nu doar politici, de a și sabota, înlătura adversarii politici, mijloace, chiar da. Din interiorul aceleiași formațiuni, pentru a-și consolida puterea, poziția în partid. Așa se practică. Asta e, nu e doar la PSD, dar la PSD se practică cel mai des, ca să zic. Și acum pare destul de vizibil. Și acum pare destul de da. Vizibilă da. Această metodă da. Practicată de liderii politici. Ar fi bine să candideze domnul Iordache, spune un telespectator. Așa ar scăpa de invidia lui Cornescu și ar susține primăria de la Turceni, primărița de la Turceni, să pună în practică ceea ce și-au propus. Cine e bun merită să candideze și să fie votat. Bine, spuneați dumneavoastră, domnule primar, așa pe repede înainte, că sub nicio formă nu ați putea să susțineți un asemenea candidat. De ce? Sunteți la PNL și acest lucru vă interzice să susțineți un candidat propus de primarii PSD? Sau nu credeți că domnul Ion Iordache ar fi un bun parlamentar? Care este motivul pentru care refuzați categoric orice susține pentru Iordache? Da. Pentru că îi vorbim, repet, în momentul acesta de o persoană, nu de un sigur partid. Nu da. Este afiliat niciunei formațiuni da. Politice. Sigur că da. Deci, încă o dată, reafirm că resping categoric o susține pentru domnul Iordache, eu ca persoană, pentru că fac parte dintr-o formațiune politică numită PNL, pentru cei care nu știu, dar cred că județul Gorj, cetățenii da. Din județul Gorj știu că sunt printre puținii oameni politici care n-a schimbat partidul de 23 de ani în același partid. Că s-am mai unit și am ajuns în PNL, dar n-am schimbat niciodată formațiunea. Păi am stat și la bine și la greu. Sunt la al treilea mandat de primar, un mandat de viceprimar. Am o vechime în primărie și am suportat și bune și rele în funcție de guvernări, dar n-am părăsit niciodată partidul. Cred că ăsta e un atu să scot în evidență că voi rămâne în continuare fidel partidului și
până la urmă e o decizie în biroul permanent județean a celor care vor apărea pe lista PNL-ului și ca atare voi fi un soldat credincios pentru a susține echipa pe care ne-o propune și care venim în fața electoratului. Asta e motivul pentru că susțin candidații mei din Partidul, din Național, Partidul Liberal. Național Liberal. Nu neapărat. Dar nu, aș contesta personalitatea domnului Iordache. Bine, domnul Iordache e un bun manager, un om respectabil și e problema dumnealui ce reușește să coaguleze. La PSD, dacă domnul Iordache ar zice nu-mi găsesc loc pe, la PSD, nu-mi găsesc loc la PSD, vreau să candidez, dar nu pot la PSD și ar veni la PNL, l-ați susține pe domnul Iordache? Nu cred că ar o astfel de variantă. A fost mult timp în PNL, domnul Iordache. A fost. An de zile a fost primarul localității Turceni, poate că la... de la Partidul Național Liberal. Da, a fost membru Nu e PNL. Departe, e liberal în sufletul lui, da. În esența lui Iordache este un liberal, dar ca să zic. Cred că nu e posibil să mai ajungă la PNL. Nu se poate. Sigur, categoric nu va mai ajunge Bine, la PNL. Bine, acum trebuie să recunoașteți și dumneavoastră că dacă ar fi la PNL, primarii PSD nu l-ar mai susține. Păi vedeți, este o regulă. Asta e regula formațiunilor politice. Bine, de ce credeți că primarii forțează mâna partidului? Dacă n-aș fi în emisiune, aș spune și altceva. Că, bine, analizând așa cine spune și ce spune, parcă ar avea așa anumite legături de susțin persoana Iordache. Numai că, repet, nici primarii PSD nu vor ieși din directiva partidului și ce va stabili partidul, aia se va întâmpla. Chiar dacă astăzi, mâine, păi mâine auzim pe la radio, pe la televizor, cu fel și fel de afirmații că susțin pe nu știu cine, o să vedeți că nu vor ieși din tiparele directivei partidului și vor susține candidații care vor fi stabiliți într-un final. Trebuie să recunoașteți faptul că odată cu această problemă a lui Victor Ponta, lucrurile se cam dau peste cap în PSD. Lista este dată peste cap în PSD. Tocmai ce vă spuneam, că e atacat din două părți. Da. Și de primari, deci ar putea, dar în primul rând cu acordul partidului de ce se întâmplă Ponta. Da. Ar putea să apară numai o surpriză. Că lista și nu aia... e aia Laurențiu Ciurel, da? Sigur. Surpriza nu o reprezintă Laurențiu Ciurel. Ar putea o reprezenta Ion Iordache. Vedem. Nu știu dacă Ion Iordache și-a depus intenția la partid. Nu. Nu și-a depus-o, cred că nu va mai fi luat în calcul la alegerile astea. Dacă va candida, probabil de la altă formațiune și dacă va reuși Bine. Să strângă în jurul dumnealui sprijinul anumitor primari. Că până la urmă, primarii sunt cei care mobilizează electoratul Evident. Pentru alegerile Evident. Parlamentare. Evident. Și dacă are un număr consistent de primari, poate să aibă și șanse de a ajunge în Parlament. Dar ține Susțineți de dumnealui cum lista reușește. Partidul Național Liberal din convingere că sunt oameni buni trecuți pe această listă sau asta e directiva partidului, vă supuneți? Și din convingere și că e și directiva partidului. Dar în primul rând, candidații pe care i-am stabilit au fost votați în birou. Până la urmă e decizia partidului și noi, având viață Ați de partid, votat pentru această să... formă de listă? N-am fost la ședința aceea, s-a nimerit să fiu un concediu și... Ați fi votat-o la forma la care este acum? Cu siguranță aș fi votat-o. Deci ar fi obținut un vot de investitură și din partea mea, lista respectivă. E bine respectivă. Cu Tudor Baru, primul la Senat. E bine cu domnul Bobaru sau Leuștean la Senat, locul 2. Ajutați-mă cu... Da. Cine este domnul Bobaru? Aș vrea să vă spun că n-am participat la... E domnul Bobaru la locul 2 la nu, Senat? E domnul Leuștean? Domnul Militaru. Nu, la Senat? La Senat, domnul Leuștean. Domnul da. Leuștean. Vreau să scot în evidență... Iar la deputați, Dan Vulceanu, Militaru... Sever Militaru, Romanescu... Romanescu și Bobaru. Și Bobaru, da. E bine structurată, da? Da, am fost la o discuție... la nivel de partid cu primarii în care am încercat să creionăm o posibilă listă. N-am fost la ședința în care s-a și votat efectiv lista, dar știu despre ce e vorba și colegii mei primari pot să confirme că în cuvântul pe care l-am avut chiar am scos în evidență, eu am la momentul respectiv am și nominalizat poziții pentru anumite persoane și lista să fie completată cu cei mai reprezentativi primari din Gorj cu vechime. Dar știți că domnul Bobaru, dar și domnul Leuștean, nu vor, dacă nu sunt pe locuri eligibile, să umple lista. Nu, eu zic că au S-au fost doar speculații. Speculații ale presei la vremea respectivă. Domnul Cotoșan, sub influența momentului. Domnul Bobaru aici, în studioul TV Sud FM, da, a spus foarte clar că doar de decor nu vrea să apară, să-i apară numele pe o listă. Dacă nu este pe loc eligibil, chiar a trimis partidului propunerea de retragere, Dom'le, intenția de retragere din
de pe listă. Orice formațiune politică își face un calcul, un plan și sunt conștienți câte locuri eligibile pot să aibă și ce reprezentanți are. Domnul Bobaru chiar a fost la ședința aceea unde am făcut noi niște calcule matematice, procentaje și am luat în calcul că prindem un post de senator și doi de deputați. Și era conștient domnul Bobaru de varianta asta. Da, noi, varianta cealaltă, adică să mai prindem încă un post de deputat, e ca la ruleta norocului, pentru că oricine poate să-l prindă, chiar o formațiune mică, fiind pe listă și știți cum e la redistribuirea voturilor, se poate întâmpla orice. Se poate întâmpla orice și cu postul de senator, având în vedere modalitatea aceasta de vot. Dar noi sperăm un post de senator și doi de deputați să obținem la alegerile acestea și de ce nu să pulsăm cu încă un post de parlamentar. Acum electoratul va decide, noi sperăm să mobilizăm electoratul, pentru că ați văzut ce s-a întâmplat la alegerile locale, că trec dintr-una într-alta, au fost o prezență foarte mică, cetățenii n-au ieșit la vot, pentru că au conștientizat ei la momentul respectiv că n-au ce vota. De asta s-a întâmplat ce s-a întâmplat. Pentru că dacă aveam candidați la alegeri locale, cu siguranță se mobiliza și partidele altfel, dar și rezultatul putea să fie surprinzător. Credeți că în 11 decembrie prezența la vot va fi alta? Nu, cred că în 11 decembrie prezența va fi foarte mică, ține doar de partidele politice, cum reușesc să aducă votanții la vot, nu prin modalitatea aceea de a aduce cu mașina, să-i mobilizeze, ca să înțeleagă ascultătorii noștri. Da, da. Nu cred, face turism electoral, da. Nu, dar cred că după 11 decembrie dreapta va conduce România 10-15 ani pe puțin. Bine, acum, dacă vă văd așa de sigur, să nu trag alte concluzii atre spectatorii noștri, cum că dumneavoastră ați ști ceva și știți teoria aia conspirației, cum că ca un politic Iohannis vrea să-și pună în continuare prim-ministru și să aibă guvernul lui de acum 15 ani pe mai departe. Adică siguranța asta cumva este suspectă la dumneavoastră, dar până să vorbim de cine va guverna țara, vreau să vă întreb cum veți reuși să-i mobilizați chiar pe membrii de partid să vă susțină lista la alegerile parlamentare, pentru că și dumneavoastră aveți probleme cu câțiva primari care nu vor, spre exemplu, nu-l vor pe Tudor Barbu, candidat la Senat, sau candidat în județul Gorj pe loc eligibil, nu-l vor, nu-l văd. Au fost sancționați, știu, conducerea PNL Gorj le-a închis gura celor care au contestat lista finală. Nu, a fost o măsură așa, tip avertisment. Nu e o sancțiune consistentă ca să putem spune că chiar a deranjat pe respectivii, nu. Era normal ca Dan Vâlceanu, în calitate de președinte, să vină cu o propunere, să determine printr-o anumită măsură colegii să fie mai cu discernământ atunci când fac astfel de declarații. Da, dați-mi voie să explic ascultătorilor că la un moment dat a zis dumneavoastră că, sau mă rog, ați afirmat vis-a-vis de ce am spus eu, că dreapta va conduce 10-15 ani și că a ști ce a ști. Nu, e un calcul politic. Știm foarte bine că președintele numește premierul și cu siguranță niciun partid politic nu va obține 50%, cum zice Constituția, și automat președintele... Că PSD-ul va obține cel mai bun rezultat, nu vă îndoiți de lucrul acesta. Și poate se aliază cu toate celelalte parte de mici și PNL-ul rămâne pe din afară. Asta era ideea. Nu se poate alia așa cum ziceți dumneavoastră, pentru că, încă o dată spun, președintele va numi un premier și cu siguranță premierul respectiv. O să vedeți dumneavoastră cum strânge partidele mici în jurul lui, formează majoritate. Da. Așa s-a întâmplat întotdeauna și asta e jocul politic. Domnul Cotoșman se contrazice, dacă l-ar avea pe Iordache în partid, l-ar susține. Acum nu, înseamnă că se teme de Iordache. Nu știu, nu asta are și nu, din ceea ce a spus nicio treabă, sigur că mulțumesc da, mult de tot, domnule primar. Suntem la final, vă mai aștept și cu altă ocazie. Cu dragă inimă, mulțumesc pentru invitație încă o dată. Vă mulțumesc și dumneavoastră, doamnelor și domnilor. Noi ne reauzim mâine, toate cele bune până atunci.